mamă, ce frumos merge, nu există. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Oameni buni, astăzi ieșim pe off-road cu noul model Skoda Kodiaq 2023. Du-te, bă, de aici că nimic patinează, nu pot să cred așa ceva. Voi vedeți ce bine urcă? Da. Să vedem acum urcarea asta. Nimic nu e mai plăcut decât provocarea asta, ce se anunță a fi destul de interesantă. De ce? Pentru că ieșim pe un teren accidentat. Așteptările mele pentru început sunt minime, având în vedere faptul că nu este echipată cu anvelope de teren, plus faptul că solul este unul destul de alunecos. Practic, asta vreau să scot în evidență în acest videoclip, capabilitățile acestei mașini pe partea de off-road. Așa că sunt curios totuși de stabilitatea mașinii pe urcare, pe drumul ăsta alunecos și denivelat. Ui, ce frumos urcă, bă! Noi nu simte nimic. Nu, a fost greșeală că am stat-o prea încernat și tunet să mă duc acolo, da? Să-i bine așa. Ui, scară la antiu, frumos! Ce înseamnă 4x4, vezi? Și are sisteme, mă, adică nu lasă să se patineze, știi? Ei bine, am observat o ușoară creștere, faptul că consumul este în creștere, cam cu un litru, lucru care mă așteptam, sincer să fiu cu voi, fiind mult mai solicitată mașina. Suspensiile nu sunt rigide deloc, am impresia efectiv că plutesc cu mașina asta peste denivelări. Lucru pe care îl îndrăgesc la modelul Skoda Kodiaq este acela că mereu îmi oferă mașina asta senzația de siguranță. Mașina asta îmi oferă control asupra situației pe orice teren m-aș afla cu ea. Dragii mei, trebuie să ținem cont că SUV-ul acesta nu are piese off-road sau heavy-duty de categorie grea pe el, ci pur și simplu este o mașină stock, exact așa cum a venit, nu este modificată nimic și se prezintă exemplar de bine. Acest Kodiaq vine cu nivelul de echipare style, adică un model mediu de echipare, dacă putem spune, pe partea de dotări. O motorizare de 2 litri, avem un 2.0 TDI ce dezvoltă 200 de cai putere, un cuplu de 320 de Nm. Ce
funcționează la mașina asta este garda la sol, care este destul de ridicată. Dacă puteți observa din unghiul acela, atât în partea din față, cât și în partea din lateral sau spate a mașinii, avem o gardă de 19 cm, 19-20. Puteți să vedeți că intră palma foarte, foarte bine. Avem un 4x4 permanent, ca și tracțiune. O să punem pe modul off-road, pentru că o să ne ajute, avem și afișajul mai frumos și vedem înclinația mașinii, vedem altitudinea, avem 330 de metri față de nivelul mării. Avem dezactivat controlul tracțiunii, bun. Și acum o să punem și pe manual, pentru că ne permite să mergem puțin mai turat cu mașina. Clar, aici îți oferă o senzație aparte, pentru că ai și confort. Mașina asta, mamă, se prezintă foarte, foarte bine și n-ai cum să nu încerci să mergi cu ea și pe un traseu de genul ăsta. Pentru că poate vreodată o să ai nevoie să mergi și pe un traseu mai greu accesibil cu o mașină normală, dacă pot să zic așa. Atunci, foarte bine dacă ai modelul ăsta. Uite. Mamă, ce frumos merge, nu există. Mamă, cât de frumos merge, nu există. Simți așa, din momentul ce am dezactivat modelul tracțiunii, simți cum fuge foarte, foarte puțin mașina, însă e o plăcere de-a dreptul să o conduci. Dar, dacă vrei să te dai, să zic așa, în adevărat o sens a cuvântului pe off-road, în primul rând ar trebui să umbli, să umblăm puțin la arcuri, la amortizoare, bucșelaie, direcții, adică să folosim cumva componente de categorie grea, componente specifice dedicate părții de off-road sau acestei nișe de off-road, făcute de asemenea de producători dedicați în această direcție. Și totodată trebuie să umblăm și la anvelope, da? Pentru că dacă anvelopele sunt bune, sunt dedicate, să zic așa, off-road-ului, atunci ele nu se încarcă de nămol și te ajută foarte mult la urcări. Unde nu este, să zic așa, foarte moale jos, unde nu sunt urme, că au mai urcat și alții cu jeepurile pe partea asta, unde sunt eu acum, mașina chiar stă foarte bine, adică poți să mergi cu ea în viraje, zigzag și nu fuge deloc. Nu prea putem să avem pretenții foarte mari de la acest SUV, pentru că cumva componentele de pe acest model, da, modelul acesta împarte cumva componentele cu sedanul, mărcii Skoda, care este practic superbul, da, cumva componentele sunt folosite și pe superb, dar ceea ce face mașina asta este de-a dreptul de lăudat și de apreciat. Dacă spui puțin amprenta pe mașina asta, să o modifici puțin, poți scoate din ea o mașină exemplară și pentru teren accidentat, cum de altfel ea este pentru oraș și drumuri lungi. Înainte de a încheia acest videoclip, dragilor, aștept părerea voastră în comentarii dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut acest videoclip, plusuri, minusuri, cu ce mașini vreți să mai filmăm pe off-road. Dacă ai 42.000 de euro și vrei să-ți iei o mașină, să zic așa, să fie și SUV, eu zic că asta e mașina perfectă. Ce-ți oferă mașina asta la banii ăștia, raportul calitate-preț, din punctul meu de vedere, e genial. Așa că, nu mai stați pe gânduri, chiar vă invit să treceți pe la noi, să o vedeți și de ce nu, poate să fie nou membru la familia voastră. Vă salut, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până la nou videoclip, vă doresc toate cele bune.